ACS Volei Club Municipal Zalău a reușit să câștige ieri seară un set în manșa tur din cadrul sferturilor de finală ale Cupei CEV, cea de-a doua competiție intercluburi ca și importanță de pe bătrânul continent, și păstrează șanse reale de calificare în penultimul act al competiției. Vicecampionii României la volei masculin, jucătorii echipei ACS Volei Municipal Zalău, au disputat ieri seară la Sastamala, în Finlanda, manșa tur din cadrul sferturilor de finală ale Cupei CEV. Dacă imediat după tragerea la sorți, puțini acordau șanse vicecampionilor de a trece de primul tur a competiției, zălăuanii au răsturnat toate calculele hârtiei și au eliminat din cursă spre câștigarea trofeului una din cele mai titrate echipe intrate în competiție, gruparea turcă Galatasaray Istanbul. În următoarea rundă, sălăjenii au trecut printr-o dublă victorie de elvețienii de la Lausanne UC, iar ieri seară, în prima manșă a sferturilor de finală ale Cupei CEV, Leonardo Dal Bosco și compania au dat piept cu finlandezii de la Valepa Sastamala. Partida a fost găzduită de Vexe Arena din Sastamala și a fost urmărită din tribune de 1232 de spectatori plătitori. Aflată la prima partidă oficială din acest an, după o pauză competițională de 5 săptămâni, gruparea de la Poalele Meseșului a avut parte de un start de partidă mai greoi, iar finlandezii au profitat din plin de acest lucru și au câștigat primele două seturi fără nicio emoție, cu 25-16, respectiv 25-17. După două seturi în care nu le-a prea funcționat nimic, elevii lui Stoian Stoiev și Bogdan Nicolae au strâns rândurile și au reușit să își facă jocul, pe care l-au pus la punct în cadrul ședințelor de antrenament, iar acest lucru s-a făcut simțit și pe tabelă, zălăuanii reușind să câștige actul cu numărul 3 cu scorul de 25-20. Zălăuanii au început bine și setul cu numărul 4, dar din păcate, după 1-2 și 2-3, gazdele au preluat din nou frâiele jocului și au închis partida după ce și-au adjudecat parțialul cu scorul de 25-19. În ciuda eșecului suferit cu scorul de 3-1, zălăuanii păstrează șanse reale de a face pasul spre semifinalele competiției, mai ales datorită faptului că vor disputa jocul decisiv la Zalău în fața propriilor fani, care pot deveni al 7-lea jucător pentru gruparea de la Poalele Meseșului. Returul este programat miercuri 27 ianuarie de la ora 18 în sala sporturilor din Zalău.